Prima săptămână a anului 2016 a debutat cu vreme deosebit de rece, înregistrându-se minus 10 grade Celsius la orele dimineții. Duminică s-a așternut și prima zăpadă din acest sezon peste județul Giurgiu. A nins viscolit, iar stratul de omăt a atins 10 centimetri. Meteorologii spun că vor fi și mâine condiții de fulguială slabă, însă vremea va începe să se încălzească, fapt ce va duce la apariția poleiului. În 6 suntem pe un trend de încălzire pe o pantă ascendentă, deci vremea tinde să se încălzească, dar ce este mai rău că este asociată cu precipitații care sunt sub formă lichidă, atenție, deci la înălțime avem o advecție caldă cu precipitații lichide care trec printr-o masă de rece la sol și sunt create condițiile de formare a poleiului. Ziua de bobotează nu va fi caracterizată de ger așa cum eram obișnuiți, ci de o vreme în încălzire. Poleiul care va apărea va produce condiții grele de deplasare în trafic, dar și pentru pietoni. Începem anul cu fenomene meteorologice periculoase. A fost avertizată atenționarea cod galben de viscol, apoi intrăm pe, probabil că Administrația Națională de Meteorologie în cursul zilei de astăzi sau mâine va emite atenționare cod galben sau poate și mai mult de polei. Aici o să fie problema. După data de 7 ianuarie, când îl sărbătorim pe Sfântul Ion, cantitățile de precipitații se reduc, iar termometrele vor arăta grade cu plus.